Salutare tuturor, eu sunt Delink și bine v-am găsit la un nou episod, un episod mai special, un episod mai ciudat, pentru că așa ceva eu unul nu am mai postat pe canal, poate că nici voi nu știți ce este. Ei bine, o să vorbim cu un robot, mai exact cu Cleverbot, adică robotul deștept, inteligent. Alături de mine este și Niță, puteți să intrați și la el pe canal, aveți canalul în descriere. Și ca să vă fac așa o primă idee, dar oricum o să aflați voi în minute ce vor urma mai exact despre ce este vorba, dar ca să vă formez deja o percepție, noi vorbim cu, adică pur și simplu scriem lucruri random și ieri la fel ne va scrie lucruri random și pe de altă parte este și foarte amuzant. De aceea dacă mai vreți și voi astfel de episoade, eu vă garantez că o să le râdeți copios de mult, apăsați pe buton like ca să știu dacă merită să fac asta sau nu. Bun, Niță are partajare, deci va vedea și el ce se întâmplă pe aici. Exact. Ia zi, Niță, ce-l întrebăm? Întreabă prima dată ce face. Cine... Da, ok, ce faci? Sper să-mi răspundă în română. Mai răspunde și în alte. Ia uite, bine tu. Uite pe aici, pe YouTube. Ia să vedem. Aici în oraș? What the fuck? Ești prost. Deci nu e un... ca să... Știți, cine răspunde aici? Și că prost, Eluță, nu tu ești. Am scris greșit prost, n-am scris. De ce m-a corectat? Bun, nu e un om real, cel care ne scrie aici, este un robot. Întreabă de ce m-ai corectat? Ești conștient de faptul că te văd aproximativ... Hai să punem 27.000. Acum toată lumea îl vede. Îl știi pe Alex? Da. Care Alex? Deci el n-are nicio treabă cu ce scriu aici. Alex Velea? Mamă, ăla de mângâie pelea. Nu, repet. Tu știi că eu sunt YouTuber? Hai să vedem. Poate îmi zici acum că da. Și eu ce sunt? Un dobitor. Eu sunt fată și am încheiat. Oh, bine tu, fată. Nu, bine tu. Acum să facem băiat. Să-i spunem ceva. Bine tu. Băiatul, hai spune. Întreabă ce jocuri joacă. Bine, sunt cupe de ce? Ce jocuri joci? Ia să ne. Poftim? Ce nu poftim, că ți-a pleacă. Nu po... De ce să nu mă plec? De dragul tău. Mă iubești? A, ce panarau e cu Cleverbot-ul ăsta. Câte ani ai? Bineînțeles, lăsați și în comentarii întrebări pe care ați vrea să le adresez lui Cleverbot. De ce răspunde așa greu? Cred că ți se pare. Mă vrea să pune el puncte aici mereu. Oh, nu, de ce? De ce? Ce? Întreabă dacă joacă Metin. Nu, întreb. Ești fată sau băiat? Bat! Beți, beți? Beți, beți? Eu tot băiat. Păi mai devreme... Ai zis că... Ești fată. Ba... Ia să vezi ce întreb după. După întreb, da. Nu poți dau scroll. Nu poți dau scroll în sus. Ai auzit de The Link? Hai să dacă auzit de The Link. Ia zi, Niță, după ce să mai întrebăm noi. Ce? Nu. O, păcat. Nu te uiți. Nu, uit, la te cunosc de undeva. Eu te uit la te cunosc de undeva. Ai o misiune de aia pe
Da. Bă, mi se pare că acum eu te cunosc de undeva. Că m-am dus în bucătărie și ai mai să uitau acolo. Pe ce canal este? Ia să dacă știe, pe Antena 1. Bă, ești prost? Care? Yeah. Antena. Stai. Atena, mai aveai puțin și scriei. Am văzut. Ce aiure, aiurești? Cum adică? Întreabă-l dacă... La ce oră a început? Te cunosc de undeva. Te poți să-mi întreb dacă se uite la iubiri secrete. Am în minte vocea ta. Te cunosc de undeva, am minte... Bă, astea sunt niște versi într-o melodie. Te cunosc de undeva, am în minte vocea ta. Ce melodie? Cânti? Știi melodia aia? Ți-am zis, okay, melodie. Nu, cum se numește? Radu. What the fuck? Lol, ce tâmpit ești. Ce să întreb, Niță? Dacă se uită la iubiri secrete. Hai că, hai vezi că ești iubirea mea. Ai vrea tu, nebuno. Parcă era băiat. Nu vreau, deșteptule. Deșteaptă. Ai un mesaj de spus fanilor tăi? Nu mă lua cu alte limbi. Ce fraier ești. Tu ești tântălău. Că eu ți-am zis că îți fată. Ok. Deci fac poză la asta. Uite, poți dau. Bun. Dacă mai spune odată că nu e fată, îi dăm asta. Mă iubești? Niciodată. Ia să vedem. Cât este, întrebăm cât este ceasul, să vedem dacă ne spune. Ba da, ei se vede că ești... A durut. Ne dăm pe limbaj colorat. Colorat, ia uși vorbă. Tu câte știi în două română și mici? În câte știi în două... Am scris greșit știi cu singurii, ca persoana a doua scrie cu de ei, în doi, română și minciună. Nu am înțeles nimic. Nu. Întreabă dacă știe pe Rafael. Am spus că ești maker. Ai auzit de I. Păi să-i fi scris numele bine. Dar să pun semn întrebări. Și pe mine mă cheamă Ștefan. Ești colegul meu. Fane ba ba nu. Ai, am uitat să pun semn întrebări. Da, ești cumva mitranică. Nu, sunt Petrică. Și eu sunt mic. Și ce te-am întrebat eu? Și ce te lauzi? Te-am întrebat eu? Fraiere. Parcă era fată. Hai, tu mă iubești? Nu iubesc. Da, zis ha, nu hai. Ha, tu mă iubești. Păi, ești fată sau băiat? Păi, ești fată. Te-ai zis cum fată, nu? Mhm. Bea sau fată? Fată. Beat, îi scriu beat. Eu sunt fată, vrei să ne cuplăm? Pune la cartele. Cam... La cartela de tele. Poate nu știe că dacă e... Nu ești băiat. Ești... Oh, nu! M-ai prins. Sunt travestit. Ești un poponar? Cum ai ghicit? Da, să vezi ce întreb acum. Și ce vrei să facem în baie? Păi tu ce vrei? Baie? Nu, o să ne... Nu, ce poți face în baie, ceva gen zoal?
Să ne spălăm tălpile de la picioare, să ne... Nu mă! Spune să-mi tai unghiile? Și s-a gândit Ianiță, vreau, vreau, eu băiat cu fată în dormitor. Ce agramat ești. Da, și așa. Ești mai deștept decât mine. Sigur zice nu. Și dai cât mine sunt mai mare. What? Eu te întreb ceva. Ești mai deștept decât mine? Ia. Hai mă, cât gândești? Ia. Doamne, scrie romane acum. Site-ul, ca să vorbim și voi cu robotul, este cleverbot.com. Și vreau să spun că la ora 15 astăzi apare Q&A. Bă, sunt mai deștept decât tine. Ai stat mult să te gândești. Din părți. La 15.00 astăzi apare un nou episod de Q&A cu Anca. De cât Dumnezeu ești deștept. What? Normales. Ia să-mi zice acum. Normale și pero come sei alto. De ce mă iei cu alte limbi? Cine ai bă, în ce limbă vorbi? Ia, nu te iau cu alte limbi, prostovance ești. Como se puede? O respect. Ai trecut pe altă limbă? Du-te încolo. El maneliste. Quieres tu. Doamne. Dovedește. Vezi că înțelege, dar de ce rămâne? Cine este Florin Salam? Șeful banilor. E ca așa pune și titlul. Cine este Florin Salam? Și până o păzuc Salam. O să te întreb ceva? Ok. Ia hai că mă pun pe mâncă la... Te iubesc. Niciodată. Trebuie să spun că am și prieten, să încerc răspunde după. Niciodată nu spune niciodată. Auzi? Tu știi cine este Florin Salam? Am încă vreau să-mi spună cine este Florin Salam. Că eu nu știu. Ce ești tu, mă rog? Șeful tău. Ce mai spune acum? Hai. Ce? Șeful curului meu? Spune ce urât vorbești. Ce urât vorbești. Îmi spui cine este Florin Salam? Nu voiam să spun să ne întâlnim la tine acasă. Am prietenă nebună. Ia uite. Hai de vedere. Bine, pa. Întreabă dacă vrea diamante. Ok, pa. Voiam să-ți dau diamante pe Minecraft. Sunt curios ce zice. Why do you despise Minecraft? Ce? A dat-o în altă limbă? În engleză. Ah. Nu știu. Ia, întrebăm dacă e robot. That's not a good reason to... Și că nu este un răspuns. Ești un robot gay. Ești un robot gay. Bă, dar ai zis-o. Sunt o fată adevărată, vorbești cu oameni adevărați. Întreabă dacă e vacă. O poză cu tine.
Ia, întreabă dacă e vaca împăiată și mănâncă asta la ciocolată. Asta a fost o jignire. Ok, eu trebuie să închid filmarea. Pa. Ce-a zis? Mă, se-i todesca. Păi, ești nebun? Nu știu ce zici acolo. Salută-i pe fanii tăi de pe YouTube. Dacă zice vă salut și vă pup și își face reclamă la canal. De ce nu mă mai iubești? Pa! Ok, băieți, cam ăsta a fost și episodul cu Cleverbot. Aș vrea să-mi lăsați în comentarii idei, întrebări pe care ați vrea să le adresez Cleverbotului. Bă, eu te iubesc, dar tu nu mă iubești. Ia, că mi-am făcut și noi iubitori pe aici, pentru că oricum e un robot, what the fuck. Ți spun, vă invit și pe voi să ne distrăm pe Cleverbot. Te disciplinați să nu uitați la 15, postăm un nou episod cu Q&A. Eu am văzut link și vă salut pe toți. Ciao. La revedere.